În fiecare sport există perioade când cineva domină atât de autoritar, încât parcă nici n-are rost să te uiți. În tenis, aceiași Federer, Nadal și Djokovic alternează câștiguri de Grand Slam cam de când eram eu clasa a 5-a. În timpul ultimului sezon de fotbal german, în care a câștigat altcineva decât Bayern München, premierul României era Emil Boc. Tiger Woods a reușit să facă golful un sport și mai plictisitor decât era deja. Și Formula 1 îl are, sau îl avea, pe Lewis Hamilton. Lewis Hamilton este, după statistici, cel mai tare pilot de Formula 1 din istorie. Are cele mai multe titluri, la egalitate cu Schumacher, cele mai multe curse câștigate, cele mai multe pole positionuri și cele mai multe podiumuri. Are gagici mișto și primul pilot de Formula 1 care a devenit o vedetă în sensul real al cuvântului. Apare constant în diverse liste de cei mai influenți oameni, face activism, e super chill cu echipa lui în timp ce merge cu 250 la oră și e primul și în continuare singurul pilot de culoare din Formula 1. Per total, Lewis Hamilton este un om profund, unrelatable. În perioada 2013-2020, Hamilton a câștigat 6 campionate din 7. Nico Rosberg, care a câștigat în 2016, s-a retras ca un șmecher imediat ce a luat titlul. Spre 2020, adevărată dramă se dădea între locurile 3 și 8, pentru că Mercedes domina în șahal, că nimeni nu mai era atent la cine câștigă. De asta, în 2021, Hamilton era deja un fel de dictator al sportului, care aștepta un tânăr proaspăt și relatable care să-l dea jos. Și acel tânăr a fost Max Verstappen. Verstappen a primit suportul pe care l-a primit pentru că se simțea nevoia unei schimbări. Deja de niște ani, oamenii își pierdeau după amiezile de duminică, uitându-se la curse cu mașini care nu prea se depășesc și în care câștigă mereu același om. Suportul a venit în ciuda faptului că Verstappen nu e neapărat un băiat simpatic. Se cam plânge echipei, nu prea vrea să apară în show de Netflix, la care sper că v-ați uitat ca să vă intereseze un pic ce zic. Nu genunchează pentru rasism, tatălui a fost și el pilot de Formula 1, la rândul lui un băiat nu foarte simpatic și a câștigat într-un mod nu neapărat incorrect, dar nici foarte onorabil. Dar nu a contat că Hamilton i-a ales cu toată lumea, în afară de Valtteri Bottas, și că Verstappen a primit 2 zile de muncă folosul comunității în 2019. Fanii Formula 1 au fost practic obligați de instinct să participe la ritualul uman primordial, care e susținerea părții defavorizate. Deși există și oameni nebuni care sunt fani Manchester City, reacția normală e să ții cu underdog-ul. E o poziție normală având în vedere modelul ancestral de putere, în care un om e manager și restul sunt junior sales executive. E și o poziție sănătoasă pentru că e, în esență, o anti-lege a junglei. Se luptă cu ideea că un om ar trebui să dețină puterea din motive arbitrare, gen că e cel mai bun la bătaie, e moștenitor la tron sau că are cea mai scumpă mașină din campionat. Și de asta ideea de underdog se duce foarte înapoi în istorie. Exemplu clasic de underdog în religie este, evident, David, care reușește să înfrângă un bătoș foarte mare, folosindu-se de ideea de bun simț a luptei de la distanță. Deși cel mai mare și mai prolific underdog din toate timpurile este probabil Isus. Noul Testament prezintă povestea unui grup mic de oameni care încearcă să aducă moralitatea și pacifismul într-un sistem militarist și găunos mult mai mare și mai puternic decât ei, ceea ce într-o oarecare măsură și reușesc post-mortem când Imperiul Roman adoptă creștinismul nician ca religie de stat în 380. Mai departe avem tot felul de exemple din istorie cu care să ținem. Leonidas, Hannibal, Ioana Dark, Hideyoshi Toyotomi, Gandhi și multe alte figuri care au apărut în Civilization 4. În sport avem și mai multe exemple. Buster Douglas îl bate pe Mike Tyson cu șanse de 42-1. Grecia câștigă Euro 2004, Leicester City câștigă Premier League în 2016, Oțelul Galați câștigă Liga 1 în 2010 și tot așa. În lumea neoliberală în care trăim totuși, ideea de underdog e piatra de temelie. Underdogul e pentru capitalism, ce e muncitorul pentru comunism. Personajul care, prin voință proprie, compensează problemele sistemului și face să fie bine și să nu fie rău. Muncitorul compensează lipsa de motivație materială din comunism prin bucuria de a fi contribuit cu multe jiglere la binele comun. Underdogul, prin dedicare și stat la corporație până la 9 seara, compensează inegalitățile de șanse naturale în capitalism. E greu pentru capitalism să susține că oamenii au șanse egale în condițiile în care unii se nasc în Brăila și alții primesc de la părinți un mic împrumut de $1,000,000. Deci ești invitat să-ți faci singur viața. Toată cultura de self-help și pozitivitate toxică îți zice că dacă muncești destul și ești recunoscător că ai apăcat de la robinet, o să ajungi la un moment dat să fii bogat și puternic. Ceea ce, după cum vezi în jurul tău, se super, super întâmplă. Conceptul de underdog e una din diferențele cheie între feudalism și capitalism. În feudalism, boierul e boier, țăranul e țăran și treaba asta trebuie luată ca atare. În capitalism, boierul e boier, dar țăranul are niște căi de ieșire. Poate în teorie să schimbe boierul la care lucrează sau poate să meargă la un workshop de boierie ca să încerce să devină și el boier. În practică, sistemul te lasă să-ți depășești condiția, dar te susține mai mult cu memori motivaționale. Ești încurajat să fii un erou și să compensezi cu muncă, răbdare și noroc faptul că lumea funcționează aiurea. În lumea modernă, toată lumea e un underdog. Ceea ce, dacă ne uităm mai atent la underdogi, e o problemă. Pe termen lung, underdogii fie nu reușesc, fie devin parte din sistem. Grecia după 2004 nu a mai reușit nicio performanță serioasă. Leicester City oarecum la fel. Oțelul Galați s-a desființat câțiva ani după și cei mai mulți dintre voi aud pentru prima oară de Buster Douglas. De multe ori, succesul underdogului, în cazul în care se ajunge la el, e limitat. Partea care ne entuziasmează e momentul în care boierul e învins. Ne bucurăm pentru că primim dovada că, uite, și unul de ai noștri poate intra în rândul barosanilor. Și după ce ne umplem de satisfacție, nu mai observăm când, la scurt timp după, boierul are tendința să revină.
nu poți să compensezi lipsa de resurse și putere cu muncă și voință la infinit. Într-un concurs de uzură, boierul depune mai puțină energie pentru aceleași rezultate și underdogul e practic sortit să piardă. Și de asta, underdogizarea lumii moderne menține sistemul neschimbat, pentru că ne dă impresia că putem să-l învingem prin faptul că victoriile mici și punctuale sunt uneori posibile. Există și scenariul în care țăranul nu se oprește la Mercedesul second hand și își depășește cu adevărat condiția. Și aici problema e că, în general, țăranul nu devine un țăran iluminat și sufletist, ci devine la rândul lui un boier. Succesul pe termen lung al underdog-ului îi transformă, în cele mai multe cazuri, în partea sistemului pe care l-a învins. CFR Cluj a făcut o figură bună când a promovat în divizia A și s-a descurcat foarte ok. Și fiind susținută financiar, s-a transformat, încet încet, în steaua. CFR Cluj domina Liga 1 și așa plictisitoare, pierde meciul cu campioana Luxemburgului și, în bună măsură, parte din problemă. Încă nu e clar dacă Verstappen a avut noroc sau dacă o să devină și el un ucigaș de audiență, dar dacă vrem un exemplu din Formula 1, putem să ne uităm chiar la cel mai mare underdog din istoria sportului, Lewis Hamilton. În 2008, Hamilton a luat primul lui titlu. Avea 23 de ani, era în al doilea an de Formula 1, venea dintr-o familie obișnuită în care părinții l-au susținut cu sacrificii, era într-o echipă ceva mai mică, avea adversari dificili în Fernando Alonso, Kimi Raikkonen și Felipe Massa și a reușit să câștige în fața ultimului la doar un punct distanță. Hamilton era definiția underdog-ului, dar succesul lui a continuat, deși a avut o perioadă mai slabă imediat după și a continuat cariera până când, în anii 2010, a ajuns și el atât de dominant încât oamenii au început să spere la un alt underdog care să facă sportul interesant din nou. Chiar dacă Lewis Hamilton la sfârșitul zilei e un băiat relativ ok, nevoia oamenilor să mai vadă și altceva a fost mai puternică. Inconfortabil să vezi un sportiv cum câștigă într-una, pentru că, pe de-o parte, tu știi că oricine poate să obțină puterea când muncește suficient, ceea ce și ceilalți par uneori că fac. Pe de altă parte, realitatea îți arată altceva. Deci, ca să protejezi iluzia underdog-ului, sper să câștige Max Verstappen. Ideea să ții cu la mai slab e nobilă, dar și convenabilă pentru cei puternici. Te face să te mulțumești cu rezultate puține și să nu pui la îndoială sistemul care dictează că asta e metoda de a face ceva. Și deși responsabilitatea personală e importantă în orice faci, realitatea e că nu poți să te descurci în orice situație așa. Și când nu vrem să acceptăm asta, ajunge să ne vinim singuri că nu facem destule și că nu suntem excepționali. Dar să fii excepțional și mereu călare pe grind nu ar trebui să fie starea normală a vieții. Nu ar trebui an de an să te întregi cu mașini mai scumpe și mai rapide ca a ta. Ar trebui să înțelegem că nu toată lumea are puterea, răbdarea sau timpul să fie un underdog și că toată lumea ar trebui, indiferent de posibilități sau putere, să poată să facă din viață, cu un efort rezonabil, o cursă măcar cât de cât anevoioasă și plăcută.